Festivalul internațional Elena Teodorini se va desfășura în perioada 10 octombrie-15 noiembrie. Sperăm noi să realizăm cea mai amplă ediție a unui festival Teodorini. Avem 4 teatre internaționale invitate, Sofia, Belgrad, Magdeburg din Germania și Chișinău, frații noștri de peste Prutopra din Chișinău, vor veni cu Evgeni Onegin. De asemenea, am invitat o trupă de balet rusesc, acolo unde se spune că baletul este la el acasă în Rusia. Am invitat să realizeze un spectacol Giselle la Craiova. Opera română Craiova, evident, va avea reprezentațiile sale cu cele mai importante și cele mai noi producții ale operei. E vorba de Elixirul Dragostei, Don Giovanni și Otello vor fi prezentate aceste opere. De asemenea, operetele Silvia, Sânge vienez, Nu uităm nici copila și Zâna păpușilor. Reprezentanții vor susține de asemenea și alte instituții de cultură din Craiova și nu numai. E vorba de Filarmonica Oltenia, care va organiza o gala operei în imediata perioadă după începerea festivalului. Filarmonica din Râmnicu-Vâlcea de asemenea vine cu un spectacol în cadru, îl susțin pe scena lor, dar îl dedică Festivalului Internațional Elena Teodorini. Teatrul Național Marin Sorescu de asemenea va realiza un spectacol pentru copii, Steața, dedicat Festivalului Internațional Elena Teodorini. Craiovenii vor avea ocazia să reasculte corul Madrigal, care de asemenea este invitat în spectacolul nostru. Cunoscuți artiști Ștefan Ignaț și Liana Mareș vor susține un spectacol educativ la Muzeul de Artă din Bănie. Acesta se va intitula Ödip pe înțelesul tuturor și va fi dedicat tinerilor.